Salut! Sunt Matei și vreau să spun câteva lucruri despre Bitcoin, moneda virtuală cea mai valoroasă din lume. Ei bine, se află că Bitcoin utilizează pe an mai multă energie electrică decât întreaga Argentina. Asta sugerează o analiză a Universității Cambridge citată de BBC. Cererea criptomonedelor are nevoie de energie pentru că implică tot felul de calcule complexe efectuate de computere pentru a verifica tranzacțiile. Cercetătorii din Cambridge spun că monedele virtuale consumă peste 120 de teravați pe oră, asta în decursul anului. Valoarea Bitcoin a atins un nivel record de 48.000 de dolari în această săptămână, în urma anunțului Tesla că a cumpărat Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari și intenționează să-l accepte ca plată în viitor. Atât despre monedele virtuale, numai bine, pe curând!